Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nord, Învărsător. Etalare pentru această perioadă, jumătatea lui ianuarie, februarie și cât o mai fi, această perioadă din 2023. O etalare destul de scurtă, da, vreau mai scurtă și cât o fi de obiect, vă vede. Ia uite, asta vrea să apară. Asul de spade. Asul de spade a vrut în mod special să se arate. E o idee. Înțelegeți niște lucruri. La capătul setului de cărți, lumea, ați încheiat un an și începeți un nou an cu dorința de a înțelege, dincolo de iluzii, dincolo de cuvintele negative pe care alții le transmit, dincolo de ceață, de întuneric. Și ce mai văd, unii dintre voi încercați să pătrundeți tot mai adânc în mintea voastră. În mintea voastră și să vedeți ce puteți să creați. Hai să vedem. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nord, Învărsător. Pentru domnul Marius să se răspund câte o dată, de două ori, cât de curând, de trei ori. Dorința de a merge, numărul acestui an, faetul 1, dorința de a merge către destinul vostru, către stea. Stea nu reprezintă doar zodia vărsătorului, reprezintă speranțele noastre, credința noastră că va fi bine, vindecare și misiunea voastră, a noastră. Poate cineva cu marcajul zodia racului, dar nu, evident că nu toată lumea are de-a face cu asemenea figuri. Raci, soare. Frumos! Ah, ce frumos, ce frumos! Hai să vedem. Fantastic puterea. Până acum numai arcane majore. Wow, nebunie! E nebunie ce aici. Zic și eu așa, este ceva foarte frumos. Împăratul și... Seamănă un pic cu etalarea de la zodia leului. Poate aveți marcaje. Pentru că e zodia opusă vouă. Marcaje în zodia leului. Sau e vorba de casa șaptea. Nu știu, poate unii aveți ascendentă leu și aveți planete învărsători, iar casa șaptea. Vă întâlniți, măi, deci vă întâlniți, femeia divină cu bărbatul divin, împăratul și împărăteasa, într-o... Transformați, vă întâlniți, transformați. Eventual aveți inspirație, cum să creșteți, cum să deveniți puternici, altă variantă și cum să vă, nu doar să creșteți, nu doar să fiți puternici, să vă transformați, să vă alchimizați, să vă reinventați, ci și cum să vă găsiți stabilitatea. Împăratul și împărăteasa, am mai spus-o la etalare, reprezintă de fapt cei doi îndrăgostiți din arcana majoră îndrăgostiții. Feminin și masculin și amândoi, adică amândoi, și bărbații și femeile avem și acest masculin și acest feminin, da? Bărbații femininul, femeile masculinul, îl avem în noi. Cu alte cuvinte, dacă sunteți femei, aveți, veți avea parte de o, în primul rând, soarele, bucurie, succes. Veți fi în... Vă va vedea lumea, vă va admira. E un proiect pe care l-ați transformat, urmează, poate urmează alt proiect. Poate că e o chestiune, un proiect trecut pe care l-ați născut, l-ați adus în public. V-a transformat tot acest proces și v-ați găsit stabilitatea acum. Acum, prezentându-l în public. Dar nu e vorba doar de asta, poate să fie vorba și de bani. O idee, cum să creșteți, cum să vă extindeți, cum să descoperiți noi calități în voi, cum să vă transformați. Și acea idee sau acele idei vă vor aduce iar stabilitate. Dar... Evident, poate să fie și bărbatul și femeia divină, să vă găsiți partenerul potrivit. La capătul setului de cărți, Marea Preotează, o nouă lume, în care vă ascultați intuiția, un nou capitol. Nu vă mai e frică de singurătate, nu vă mai lăsați ghidați de lipsuri. Ați început, încă de anul trecut, un proiect, ați încercat, da, e lumea aceasta, ați început să stați, oarecum, să vă ridicați, mai bine zis. Care e mesajul? Să intrați într-un cerc magic al vostru și în acel cerc să creați. Vedeți, mandala este înăuntru. Să creați în cercul vostru magic, în zona voastră protectoare sau protejată de, eu știu, atacuri. 5 și cu 1, 6. V-ați simțit părăsiți,
Dar ați trecut prin transformări mari, renaștere și moarte. Asta înseamnă mult pentru fiecare. Voi știți cum vă adaptați acest mesaj, dar este o nouă lume în care veți crește spiritual, veți putea să discerneți. Iar este un lucru deosebit. Nu toată lumea are această capacitate, întunericul de lumină. Ca să puteți să mergeți în această transformare în lumină și să vă atrageți perechea perfectă sau colaborările perfecte sau succesul care... Care-i cuvântul? Creează impact. E un succes trecător, e un succes de impact, aș spune. Să hai să clarificăm. Arată foarte bine. Vreți să, iau te soarele, sunteți inspirați să vă detașați de apele tulburi și să mergeți către un suflet pereche, să rezistați. Să rezistați și noi de acolo să reziști. Când toate se dărâmă, e un an foarte greu să reziști și nu doar să rezi, să ai și succes, să ai și spori și mașini. Hai să vedem totuși. Să sperăm că nu se schimbă mesajul. Ce pare, mă, special? Ia uite, 4. Flăcări gemene, vorbim de împărat și împărăteasă, de femeia divină și bărbatul soarele, da? Probabil că meditați cu valetul de spade. Vă gândiți cum ar fi să aveți o casă stabilă și frumoasă, sau atmosfera frumoasă acasă. Să vă înțelegeți bine cu soțul, cu copiii. Interesant, dacă ați participat la un eveniment, cineva vă urmărește sau cineva vă urmărește, vă urmărește în jurul casei? Poate ați atras atenția cuiva, văd luna, secrete, mistere. Și un turn, apropo, dacă v-ați separat de cineva într-un mod neașteptat, acest personaj vă urmărește, și pe lângă casă și pe la evenimentele publice la care vă duceți. Hai să vedem totuși. Clarificăm soarele pentru ce cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, vărsător. Ia uite ce ați depășit. 3 de spade, 5 de spade, 8 de spade. Poate. Deci este o zonă mentală foarte negativă, inclusiv a voastră, dar e foarte posibil să fie și ea unui personaj cu care a stat. Poate alt personaj cu planete, în semne de aer, că nu degeaba ați fost împreună, da? Gemeni, balanță, vărsător, un alt vărsător sau un geamă sau o balanță, dar nu obligatoriu, poate să aibă planete acolo și atunci să facă trigoane cu planetele voastre și de aia să vă fi cunoscut, să fi avut un anume tip de relație. Vorbesc de un personaj, o persoană în viața voastră cu care puteți avea acest succes, această transformare. Dar aici este revelația zilei, a perioadei. Eliberarea, 8 de, înseamnă transformare, moarte și renaștere. Eliberarea de acuzații, de victimizare. Aici cineva acuză și aici cineva se închide în el. Și uite, așa apare suferința. Vedeți? De fapt, eu așa aș pune cărțile. Narcisistul, covered narcisistul, pentru că victima este un anume tip de narcisist. Și la mijloc, suferința. Unuia îi place să producă suferință, altuia îi place să sufere. Deci n-am ce să fac, pentru că îl iubesc, îi arăt că suport, pentru că iubesc și faceți o mare prostie. V-ați dat seama că nu, voi trebuie să creșteți și să fiți într-un parteneriat de la egal la egal, în care vă respectați, vă iubiți. Poate între voi s-a băgat cineva, poate au fost invidii, bârfe, posibil și astea, care au creat suferință, dar nu e doar atâta. Nu este doar atât. Este și un program mental în care foarte multe femei ați stat. V-ați simțit nepregătite, inapte, de anumite lucruri, nu neapărat de viață. Eu nu sunt pregătită să fac cu tare lucru.
Nu sunt în stare să mă arunc cu parașuta, zic și eu, pentru că vorbim de zodia vârstătului, care e mai extravagant. Uite, apropo, că și eu am planeta aici, chiar mi-ar plăcea să mă dau cu parașuta. Aveam un văr în Brașov care a fost instructor de parașutism. Deci, hai să-ți arăt să vezi cum e. Nu. La capătul setului de cărți, da, un personaj destul de imatur. Valet de monede, valet de spade, de care a spune că vă elibera și munciți, măi, munciți cu sâr la transformarea voastră. Poate creați ceva, pictați, scrieți sau pur și simplu încercați să faceți bani, chiar dacă... Vedeți, îi aveți în spate pe mâncătorii de bip, de hârtie, șoricei. Dar îi vedeți, îi știți. Și doar atunci nu vă mai distrag atenția. Hai, vâște afară că pun o treabă. Sau chem pisica. Împărăteasă. Clarificăm împărăteasă. Împărăteasă. Clarificăm împărăteasă pentru vărsători. Mai. Wow. Mai. Iar aveți o revelație. Cavalerul de spade invers și împărăteasa invers. Ați avut de-a face, măi, pentru cineva clar, zic, și știți, aștept să-mi confirmați. Ați avut de-a face, iar, cu personaje cu aspecte negative în semne de aer, că sunt și aspecte pozitive. Aspecte negative, cavalerul de spade, care de obicei vorbește adevărul, e impulsiv într-adevăr, dar e curajos și spune adevărul, a venit invers. Iar bârfe, misoginisme și posibil o femeie de moral, de o moralitate îndoielnică vă bârfește, de o moralitate interesant. Sunt multe mesaje. Hai să termin pe acesta. O femeie de moralitate îndoielnică vă bârfește. Lansează vești negative despre voi. Dar voi sunteți bine. Voi creșteți. Voi sunteți în lumină și creșteți și creșteți. Unele dintre voi ați avut o mamă care v-a vorbit negativ. Că aici eu sunt programele. Programele încep din copilărie, dragii mei. Da? Care v-a vorbit negativ. Ce ziceam că am auzit, am văzut, am simțit. Am mai simțit că nu neapărat poate aceeași femeie de natură îndoienică sau o altă femeie, este o femeie care încearcă să vă copieze, vedeți? Da, încearcă, parcă ar fi în oglindă, dar este reflexia voastră, exact varianta voastră negativă ar vrea să fie. Știți, ca genul de... Așa zise, prietene, rude, eu știu, poate chiar ucenici, ucenice, ce ar putea să fie care. Da, wow, într-adevăr, ce mișto e tipul ăsta. Și sunt femei, da? Femei între femei. Ce mișto e. În sinea lor își dau seama că, da, femeia asta strălucește, e frumoasă, creativă, are și un anume tip de modestie și încearcă să vă copieze, dar iese dezastru. Dacă voi sunteți frumoase și elegante, ele sunt chicioase, nu știu să se aranjeze sau se aranjează în exces. Deci, dau cu bâta în bat, eu asta simt în plus. Acum, iar dacă ați avut, hai să vorbești despre bărbați, dacă ați avut o femeie care v-a trădat, o femeie care v-a trădat, care a fost cam frusturatică, împărăteasă invers este, nu mai împărăteasă nu e. Vrea să încerce să pară, repet, dar nu mai împărăteasă. Clar, orice regină cu picioare în sus, vă dați seama cum este, da? Vă veți înțelege soarele, veți înțelege, veți avea lumină. De ce ați stat în această situație în care v-ați dezamăgit, ați încercat să luptați, ați încercat să le eliberați, ați crezut, interesant, unii dintre voi ați crezut că ele sunt nevinovate și că nu își dau seama și că sunt victimele națiunii, nu. Dar vă veți, soarele înseamnă lumina, eliberează, vă ajută să vedeți, veți vedea eventual pe altcineva, într-o altă lumină. Veți vedea ce înseamnă autenticitate, ce înseamnă dragoste, ce înseamnă și veți găsi personajul potrivit. Wow, ce mesaje!
Da, vedeți? Dintre opțiunile voastre există oameni invidioși, gelozie, că voi vă puteți permite, că lumea se uită la voi, că sunteți și că sunteți. Cineva visează să vă copieze, dar iese exact pe dos. Interesant, poate mai este un alt personaj, mai câte mesaje jenesc că vin, fac scurtă etalarea. Mai este un personaj destul de negativ, față de care aveți o oarecare înțelegere, îi vedeți. Voi vă bucurați de soare, de lumină, dacă ei vor să vă urmeze în lumină și să se vindece, să se transforme, optul poate să fie al lor, să se transforme, da? Să renunțe la misogizism, la negativism, la narcisism, la, eu știu, răutăți, poate nu ar fi narcisiști, dar sunt, da? Sau să se lasă influențați de unii și de alții. Acești oameni au avut o femeie toxică, o mamă toxică, o mamă toxică. Și văzând o mamă prea bip, da? E un cuvânt acolo, în Biblie și pe la biserică îl mai întâlnim, da? Normal că au crezut că toate sunt la fel. Au atras același gen. Dar dragostea învinge. Dragostea poate să vindece și dragostea inspiră cu soarele și cu împărăția. Să vede câte mesaje sunt. Puterea. Iată, 7 de putere. Învățați să puneți granițe personale și în spatele granițelor vă transformați, mai. Femeie și bărbat, masculin și feminin, 1, 2 într-unul. Adică, chiar dacă, ți-am zis, pentru unii vă găsiți perechea ideală, până la vă găsi perechea ideală, ascultându-vă intuiția și crescând, ambele vorbesc despre intuiție, despre creștere spirituală, despre trezire, în secret, dar dincolo de aparențe de tăcere, voi creșteți. Și vă păstrați inima curată și creați. Și creațiile voastre sunt, ia uitați, camielul, curate. Frumos. La capătul setului de cărți, nouă și cu cineva vă dorește. Vă dorește. Sunteți tot ce și-au dorit. Însă, dacă ar fi să fie cu voi, să fie într-o căsnicie, ar trebui să aștepte, să lucreze, să investească. Voi, oricum, sunteți plecați, plecate pe transformare, aș spune. Împăratul. Eu asta văd. Poate unii dintre voi blocați pe cineva, iar mai simt, blocați pe cineva cu marcaj puternic în zodia leului, personaj care v-a rănit, uneori leii rănesc și nu doar leii și vărsătorii pot să rănească, orice zodie pot să rănească, dar posibil pentru unii, pentru că opozițiile se atrag, dar se și resping, să nu uităm varianta a doua sau continuarea. Poate iar cineva cu marcaj negativ în balanță sau un taur, dar puneți granițe personale. Ia uite, vă eliberați, vă eliberați de cupele goale. De oameni care v-au ținut pe loc, v-au încercat să vă manipuleze, dar să vă țină pe loc, să-și facă timp și pentru împăratul. Și pentru voi mai puțin și pentru altele mai mult, eventual, împăratul. Clarificăm împăratul. Cât pe ce, cât pe ce. Iată-l. Vă urmărește. Împăratul poate să fie soțul vostru. Dacă v-ați separat sau aveți ceva discuții din cauza unei amante sau a unei mame negative, vă urmărește. Eventual, perechea voastră divină să aibă ceva de învățat în tăcere. Vă urmărește și eventual trebuie să se gândească și la această energie negativă și la această energie pozitivă și să discearnă. Mai, pe cine am iubit pe asta? Ai pardon că în aceasta de fapt merită dragoste și protecție. Dar mai dăm o carte pe valetul de spade totuși. Ia să vedem. Valetul de spade. Da. A spune că vrea să investească. Vă urmărește și vrea să investească acest împărat. Mai dăm o carte. Interesant, au venit invers acestea.
Da, vor să investească pentru că la un moment dat se putea manifesta un început, dar nu s-a manifestat. Repet, poate s-au băgat alții în, această, în acest potențial. Este un as de monede ratat și un 5 de cupe. Rateul acesta a dus la decepție, am văzut, la song, un cântec trist de dragoste, la lacrimi, la suferință. Dar aș spune că acest personaj vă urmărește, vă studiază, vrea să fie stabil, vrea să investească în voi, dar pentru asta trebuie să renunțe la acel sentiment de rate. Da, a fost o imaturitate la un moment dat, au fost niște probleme legale. Mai dăm o carte, totuși pe 7 de monede, încă o carte să fie ok. Wow. Soarele, ce frumos, interesant soarele. Și mi-a venit încă două cărți. Uite, speranța... mai nu știu ce să zic, că aveți grijă, dacă este, apare soarele și soarele apare de două ori. Poate să fie trezirea cuiva, să-și dea seama că a pierdut ocazia din cauza că s-au băgat alte persoane negative între voi doi. Situația dintre voi doi să fi fost la distanță, dar voi de fapt să fiți într-adevăr suflete pereche, frăcări gemene, oameni predispuși să fiți împreună. De mici, eventual, sau din alte vieți. Este că dacă, cumva, voi știți, e variabil acest mesaj pentru unii, pentru alții, aveți un soț care v-a rănit și de care ați încercat să vă separați, v-a rănit, s-a dus cu alte femei și alte chestii și voi vreți să creșteți, să vă atrageți, nu musai un soț, un bărbat stabil care... nu rănește, care e corect. Și e varianta asta superioară, așa cum încercați și voi să creșteți unele dintre voi. Dacă aveți așa fenomen în preajmă, mare grijă. Mare grijă, pentru că acest personaj, dacă a pierdut o ocazie, poate să o mai piardă în cazul în care, într-adevăr, nu se schimbă. Să încerce să se împace cu voi. Nu știu, mesaj. Pentru unii. Da, uite, luna și nebune. Iată, regele și regina de spade. Să fie soțul vostru. Unul dintre voi vrea să ia de la zero. Poate anumite mișcări, dacă vreți să o luați de la zero, a trebuit ținute un pic, am zis, mai în secret, pentru că vor fi, ia uite, regele de spade se uită după regina de spade. Să se gândește, cum să o fac să o aduc înapoi. Sunt niște secrete în nou capitol. În spate, ați încercat să vindecați pe cineva care nu pare să fi vrut să se vindece. A zis că e sufletul vostru pereche, dar poate, dar nu, știți cum e, învățăm și noi. Cine nu vrea să fie ajutat, asta e. Dar sunt mesaje și mesaje. Acum, dacă nu este un fost care vrea să se împace și nu știe cum să facă, își face timp, am încercat odată astfel de monede să fie o încercare de a se împăca și nereușită, acum își face timp și vă studiază și valetul de spade și ia timp. Cum să manifeste succes? Speranța asta de împăcare. Își schimbă tactica, cu alte cuvinte. Pentru că, într-adevăr, cineva vrea cu orice chip să vă cucerească, să vă aibă. Mai ales acum, cu străluciți, știți cum e. Iar am zis că vorbesc mai puțin, am vorbit mult. Dar să simți nevoia. Ce apare? Mesaj. Slow down.
Ia uite ce aici. Take a chance on love. Dați-vă șansa la dragoste. Dar dragostea asta cu oameni care sunt ca voi seamănă un pic cu șase de spade aici. Like attracts like. Dacă sunteți în putere, atrageți oameni în putere. Asta simt. Lăsați în urmă oamenii care vă mint, care sunt strategi, buni strategi, dar care nu știu să fie autentici. Ori fie inteligenți, dar nu știu să fie autentici. Și dați-vă timp și de relaxare și de meditație. Mai faceți pauză din când în când ca să lăsați și universul să lucreze. Interesant și totuși cineva vă iubește. Hai să vedem. Dar până să vă iubească cineva, repede, nu știu câte ori pot, învățați să vă iubiți voi, dar la modul corect. La modul corect. Cam atât. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau!